Bună seara, bun găsit! Beau un ceai alături de voi și zâmbesc pentru că are soțul meu o vorbă uneori când vine, cum a venit cea din aur de la clinică după o zi întreagă, îmi spune uneori, știi, sunt bine, dar sunt un pic cam șifonat. Cam așa mă simt și eu în seara asta. Și chiar mă gândeam adineauri că aproape de ora 8 am această stare de energie mai puțină, un pic șifonată, și mă gândeam la ziua de ieri, în care nu am consumat decât vreo 3 litri de apă, o cafea și un ceai, și seara la ora 8 jumate scriam pe bune, eram super trează și prezentă în munca pe care o aveam de făcut. Iar astăzi, poate că am abuzat de mâncarea la prânz, prea multă fasole, prea multă mâncare de fasole și asta să mă coste acum ca și energie? Eu mă gândesc că da. Mă gândesc că da și nu fi întâmplător că se întâmplă asta, pentru că iată, vorbim în continuare despre sănătatea trubului digestiv, pentru că cele mai multe întrebări mi-au venit din această arie, din această zonă. Dați-mi un semn să știu că mă auziți, mi-am pus căștile și vreau să mă asigur că sunt bine. Da, mă auziți, super. Da, mă gândesc că dacă mi-ați scris bună seara, acum mă uit pe Facebook, e tot în regulă. Beau un ceai cu voi, un ceai, o poezie de ceai din seria Haritea, Bring the Temple Home. Roibos cu tim, și fii atent povestea, chiar dacă nu înțelegi engleză, nici nu înțeleg așa de bine, dar o citim că e atât de fain. Not even your best friends and advisor can tell you what to do. Where do you go? The highest wisdom is inside. You must connect with that part of you that is part of everything, the inner connection. Rooibos and spices connect beautifully with your senses. Ideea e că acest ceai de rooibos cu cimbru, te conectează cu interiorul tău și cu toate simțurile tale. Și așa este. Mă gândesc la rooibos. Și când mă gândesc la roibos, mă gândesc la proprietățile lui antiinflamatoare prin taninurile pe care le conține. Când mă gândesc la ceaiul de roibos, mă gândesc la sănătatea inclusiv dentară prin floridele pe care le conține și prin tot pansamentul pe care îl are la nivelul tubului digestiv. Este un ceai cu antioxidanți. Iar în combinația aceasta cu tim, este o poezie. Nădăjdie să-mi facă bine și digestiei și energiei, dar cu energia am certitudinea că mă voi încărca cu energie, pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată când am intrat un pic mai șifonată la ora 8 să plec din întâlnirea noastră motivată, plină de recunoștință și de energie. Așa că haideți să pornim această întâlnire cu aceste cărți pe care le am, ia câtele. Sunt cărțile pe care le-am dat jos din bibliotecă atunci când m-am gândit să-ți spun puțin și despre lapte, să-ți povestesc ceva și despre lapte. Și m-am oprit la un moment dat că mă gândeam că pot să dau mult mai multe jos decât aici, în care să vin cu argumente de ce lactatele ar putea să fie o problemă pentru starea de sănătate sau de ce ar putea în timp să ne coste ceva vis-a-vis de starea de sănătate. Înainte să încep să vorbesc din cărți sau să răspund la întrebări, sunt câteva întrebări pe care mi le-ați lăsat și vă mulțumesc pentru ele. Dacă o să mai apuc și sunt întrebări și în direct, vă rog, îmi place foarte tare să mă provocați cu întrebări bune și nădăjduiesc acolo unde nu știu răspunsul să mă pregătesc și să vă spun data viitoare. Aștept întrebările voastre, dacă sunt. Am una, două, trei, patru, cinci, șase întrebări pe care le-am primit pe mesaje. Și înainte să trec mai departe, să știți că am folosit pentru digestia de astăzi și vreau să scot și astea, că așa e fair să se întâmple. Un sertar aici magic. Ce folosesc? Enzime digestive, da? Pentru că o să mănânc foarte multă fasole, soia, mazăre, foarte multe leguminoase, folosesc aceste enzime. Ce mai folosesc pentru digestie și ce e magic, adică nu mă ocup cu comercializarea lor, dar este ceva ce folosesc eu. Sunt aceste uleiuri de la doTERRA. Zen gestul și timer, îmblânzitorul, un digestive blend.
Dragii mei, sunt magice. Asta e cuvântul. N-am ce să vă spun. Le am aici, le folosesc, la fel ca și ceurile pe care le folosesc, vi le spun cu mare drag. Nu mă feresc să vă mai arăt din când în când produse pe care, da, nu le cumpăr, nu le vând, le primesc, mi le iau și mie alți oameni și mi se pare extraordinar să dăm această informație mai departe. Prima dintre întrebări, și să trecem la treabă, da? Prima dintre întrebări, care ar fi manifestările unei infecții parazitare? Menționez faptul că mi-am făcut aceste teste și sunt negative, de recomandați de parazitarea chiar și în aceste condiții. Laura, da, consider că este o procedură de prevenție, nu ies paraziții întotdeauna în analizele noastre, iar Nick Vormu, care se ia în doză, jumătate de doză dimineața, jumătate seara și peste 7 zile repeți același dozaj, nu poate decât să-ți aducă o stare mai bună, nu poate decât să vină cu să facă bine organismului în sine. Da? Deci dacă ar fi să ne gândim la manifestările unei infecții parazitare, acestea pot fi simplu stări de oboseală. Iar noi suntem în continuu, ne plângem de această stare de oboseală, nu avem o alimentație care să fie aproape de natural, nu avem o igienă a emoțiilor noastre care duc la modificarea microbiomului. Știm din live-urile anterioare despre toate aceste conectări. Da? Deci răspunsul meu este da, nu are cum să-ți facă rău, nu de 2 ori pe an, dar o dată pe an poți să faci primăvara sau toamnă. Chefirul făcut din ciupercă este un probiotic. Ce părere aveți? Da, sunt de acord, este un excelent probiotic și tendem să-l folosești. Folosit o dată de 2 ori pe săptămână, făcut din lapte de vacă, de la țărani. Fabiola, laptele de vacă are și el proveniența lui, fie din parte industrială, da, din animale crescute industrial, fie din animale crescute la țară. E bine, cred cu certitudine că acestea din planul industrial nu sunt recomandate și nu ne fac bine, cel puțin nu în timp, iar cele de la țară, cu văcuțe care pasc, care cresc într-un mediu natural, reprezintă o sursă de hrană naturală, de care, așa cum ai spus tu, o dată de 2 ori pe săptămână, maxim de 3 ori pe săptămână, cred că nu trebuie să abuzăm mai mult de atât. Ok? Mergem mai departe. Există leacuri naturale pentru a combate bacteria Helicobacter pylori? Am făcut un tratament antibiotic, dar nu a trecut total, a revenit, mulțumesc. Carmen, m-am confruntat cu această bacterie și eu. Este o provocare pentru că se pare că suntem predispuși genetic prin felul în care ne adaptăm și cu emoțiile noastre să facilităm dezvoltarea acestei bacterii în stomacul nostru. Ce m-a ajutat pe mine, ce a funcționat la mine, acum dacă domnul profesor Goldiș ar fi, mi-ar spune că antibioticul și că restul funcționează. E adevărat, pentru foarte mulți n-a funcționat. Pentru mine a funcționat de 2 ori un tratament. Odată am folosit Nick Vormul, exact așa cum scrie pe prospectul lui, dacă îl iei o să găsești pentru Helicobacter pylori, este un pe prospect modul în care trebuie să iei acest Helicobacter, nu mai știu dozajul, în fiecare dimineață pe stomacul gol, a funcționat. Și a mai funcționat odată mierea de manuca 500, pe care am luat-o alternativ cu masticgamul de la, mă uit acum, masticgamul de la Solari. Da? Deci masticgamul special, acest supliment, medicament pentru Helicobacter pylori, pentru mine, pentru mulți dintre pacienții mei, a fost eficient. Acestea sunt alternativele. Bineînțeles că și schimbarea alimentației și poate o adaptare mai bună din punct de vedere al gestionării emoționale la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, chiar dacă poate ți se pare mai ciudat, însă să știi că focusul pe acestea ar putea să ajute foarte mult.
Știu că și Faresul are un produs și ar putea să funcționeze la fel de bine. Eu pe acestea personale am încercat și pot să vorbesc fără doar și poate plus experiența cu pacienții. Mai dați-mi voie să iau o gură de ceai. Oare voi ce fel de ceai beți? Să nu mă grăbesc, că până la urmă și conectarea e atât de faină. Sunteți, mă gândesc, însoțiți de o cană de ceai. Nu văd ce se întâmplă pe pagină, nu văd dacă îmi apare vreo întrebare. Aștept acum să se încarce. Foarte bun acest ceai, incredibil. Care atâta gastrită, mastiga, mulțumesc mult, stările mele, da. Nu știu ce spui aici. Da, Mihaela, da, Micaela, da, cu siguranță, da. Atenție însă, și ele trebuie consumate, aceste produse lactate, de la văcuțele crescute în mod natural, consumate cu împătare. Carmen, da. Da, Ioana, uite, ne spune de vermicin. Am auzit și eu de vermicin și funcționează. Dacă ne poți da câteva detalii, Ioana, ar fi excelent, da? Carmen, încearcă, eu merg pe Mastigam sau pe Nicvorm cu rezultate. N-am nicio îndoială că o să funcționeze foarte bine. Dar, repet, fii puțin atentă și la emoțiile tale și la felul în care gestionezi și te gestionezi. Beți un ceai de soc, cules, de voi, bună seara, da, haideți să mă duc, turmeric, latte cu lapte de migdale. Ah, Camelia, păi tu ești într-un răsfăț total în momentul ăsta, enjoy it, fine, ceai de afine și merișor, super bun. Atenție când luați aceste ceaiuri de fructe, să vă uitați să nu aibă arome artificiale introduse, pentru că e păcat și în ceaiuri să introducem câte un E, habar n-am de ce l-am tolerat. Simeria, Iuliana, ceai de tei, bun, ceaiul de tei seara, mulțumesc pentru feedback. Mă duc mai departe. Legat de tema pe care o arăt, vreau să vă întreb ceva legat de cazurile de flatulență balonară. Mi se întâmplă zilnic și este clar că am o problemă, mai ales dacă mănânc fructe. Mi-e greu să renunț la ele, mai ales că am renunțat la zahăr anul trecut odată cu provocarea dumneavoastră. Aceste enzime pe care le-am prezentat la început și care nu contează de unde sunt, ele sunt enzime digestive, da, care sunt au în ele foarte multe plante, da, și sunt recomandate, acum uitam ce conțin, ghimbir, cinduf, fenicul, sfeclă roșie. Ia că ce frumos, nu m-am mai uitat de mult pe prospect. Bine, și alte multe nebunii pe aici, mușețel. Sunt extrem de eficiente. O capsulă pe zi este suficient. Deci una dimineața după micul dejun ar putea fi un început. Mai apoi ai nevoie să ții niște probiotice. Deci eu aș face o cură de probiotic. Dacă mă întreb pe mine, poate că polenul crud ar fi o variantă sau poate că vreo 3 luni de zile mergi cu un probiotic natural. N-are cum să-ți facă rău. Ai văzut că și în intervențiile noastre cu doamna doctor Delia de la Suceava și cu domnul profesor au fost în acord că aceste probiotice vin să refacă flora bacteriană și nu pot decât să ne aducă bine organismului. Acestea ar fi gândurile și mai am un gând acum. Nu cred că trebuie să mănânci fructe în fiecare zi, să nu ai acest stres. Este important să ai legume crude, morcov crud, de exemplu, da? la fel de bun precum un fruct pe perioada iernii, și să ai o sursă la o masă, o porție de cereale integrale, da? Fie că este pâine din cereale integrale, fie că dimineața consumi aceste cereale la micul dejun. De aici este sursa principală a carbohidratului bun, mai ales pe timpul iernii. Dacă ar fi să ne mai gândim la ceva de unde apar aceste flatulențe, ne putem uita un pic la combinațiile pe care le facem în farfuria noastră. Este foarte important cât de multe alimente combin la o masă și dacă acum, de exemplu, sunt 4, să lași 3 sau să lași 2, să încerci să mănânci cât mai simplu o perioadă și să vezi dacă se produce vreo schimbare. Probiotic, enzime digestive, atenție la combinațiile alimentare, nu te stresa cu fructele, mai ales în perioada iernii, da? Vezi ce poți să iei din aceste îndemnuri. Nădăjduie să-ți fie de folos.
Am fost diagnosticată de curând cu sindromul colonului iritabil și constipație cronică. Menționez că sunt dependentă de ani de zile de laxative din plante. Încerc să depășesc această dependență, dar pe lângă tratamentul alopat, aș vrea să accesez și alte remedii, plante, homeopatie, nutrițional, mă țin departe de excese, am dietă legume, fructe, leguminoase, beau lichide, iar acum am început postul și sunt mai atentă. Rămâne teama și anxietatea de a nu avea scaun, de a nu funcționa evacuarea, de a avea probleme cu hemoroizii. Ce sfaturi îmi dați? Există această teamă, din punct de vedere, mă gândesc acum psihosomatic, există această teamă pe care o menționezi aici și există această problemă creată în momentele în care nu ne adaptăm la ceva din viața noastră. Adică ceva din viața noastră, locul în care suntem, munca pe care o desfășurăm, ceva din povestea noastră de viață nu este integrată, nu este acceptată, nu este digerată și am o retenție și rețin și nu am această evacuare optimă. Acum, vezi, poate te uiți un pic la viața ta, ce frici sunt, de unde vin, dacă ai putea să lucrezi un pic pe partea aceasta ca să poți să-ți ajuți, să lucrezi un pic pe parte de comportament, de cogniție, ca să poți să ajungi la biologie, ca să spun așa. Cred că e important să fii atentă la hidratare, să fii atentă la partea de fibre pe care o consumi și dacă mă întrebi pe mine, aș lua permanent o perioadă de timp ceaiuri care să faciliteze ceaiuri pentru bună digestie, pentru organism purificat. Sunt aceste ceaiuri de la Fares, organism purificat, digestie bună, pe care le-aș introduce în dieta zilnică o perioadă mai lungă de timp. Hidratare, atenție la mentalul tău, atenție la ce se întâmplă în viața ta până la urmă. Da, poate să fie, să știi, și o intervenție în câteva ședințe de psihoterapie să ajungi la niște emoții sau situații din viața ta care ți-au creat niște blocaje și de acolo cumva biologia este afectată. Acum mă duc mai departe. Ce carte, Marcela de la Galați, am primit un pe mail, ce carte de dezvoltare personală sau sfaturi puteți să-mi recomandați pentru un tânăr de 19 ani, un introvert, serios, încăpățânat, înclinat spre critică, dar loial, student la Academie Militară care se lovește de dificultăți de relaționare în condiții de competitivitate excesivă, ordine. Încerc ca mamă să-l însoțesc cu rugăciunea, cu sfatul, să-și găsească potențialul, resursele, dar mediul în care este 15 ani este destul de frustrant. Marcela, în momentul în care am citit mesajul tău, m-am gândit la o carte, direct mi-a venit această carte în minte. Este o carte scrisă de profesoara de la Stanford sau Harvard, mă uit imediat, Carol Dweck, Mindset, este o carte extraordinară. Profesoara Carol este profesoară de psihologie la Universitatea Stanford și este renumită pentru cercetările sale despre succes și motivație. Practic, în această carte vorbește Carol Dweck despre o mentalitate flexibilă versus mentalitate rigidă, ce înseamnă cele două, în ce ajung să se reflecte în comportamentul nostru și ce ar trebui să facem sau cum am putea face să avem o schimbare de perspectivă prin această viziune asupra mentalității și flexibilității de care putem să dăm dovadă, pur și simplu, dacă nu am fost construiți așa, să ne construim așa. Neuroplasticitatea ne permite să facem toate intervențiile de care avem nevoie. Așa că aceasta este cartea pe care o recomand. Eu recomand cu drag să înceapă cu ea. Bineînțeles că sunt foarte multe, dar te îndemn cu drag să-mi scrii și revin cu informațiile și mergem mai departe. Acum,
Aș vrea să mă uit din nou. Ce părere aveți despre procedura de detox recomandată de Andreas Moritz și cartea Scapă de pietre de la ficat și fiere? Mulțumesc! M-am gândit de foarte multe ori, Maria, dacă această procedură îmi este benefică, dacă această procedură nu este un pic mult prea invazivă pentru corpul nostru, pentru că ceea ce te îndeamnă această detoxifiere să consumi, mi se pare extrem de agresiv pentru corp. M-am gândit de fiecare dată dacă acele pietricele evacuate în aceste detoxifieri sunt date de combinațiile și chimia uleiului de măsline, a grapefruitului pe care îl consumi, pentru că ele pur și simplu n-ar avea cum să fie localizate la nivelul ficatului nostru, da? Adică e mult prea mult. Mă gândesc că unii dintre noi am făcut această procedură, îi cunosc, sunt oameni apropiați și s-au simțit foarte bine. Eu nu am ajuns la o concluzie vis-a-vis dacă ar trebui să recomand, ar trebui să fac sau măcar să încerc vreodată o astfel de intervenție. Pentru mine, detoxul se produce, așa cum vă spun mereu, în timpul nopții, se produce dimineața când beau multă apă, se produce în momentul în care reușesc să nu mănânc 24, 36, 48 de ore. Aici este vorba de detox din punctul meu de vedere, din studiile pe care eu le-am răsfoit și din experiența pe care o am în acest sens. Vă spuneam de starea mea de trezvie de ieri seară, după o zi în care nu mâncasem nimic și cred în continuare că acestea sunt metodele pe care ar trebui să le integrăm în viețile noastre. În același timp, mai cred că nu sunt suficiente. Cumva, modul în care trăim, felul în care ne alimentăm zi de zi, cunoștințele noastre în direcția abordării nutriției ca pe o resursă de energie, ca pe o ca resursă de vitalitate și nu doar ca pe plăceri și pe satisfacerea gustului, cu siguranță ar trebui cântărit foarte mult. Ce părere aveți despre celulita încăpățânată la persoanele slabe? Da, aici poate să fie mina și o proporție, un dezechilibru între masa musculară și țesut adipos. Poate să fie și genetic. Pe blogul meu găsești un ceai anti-adipos. Dacă vrei, încearcă-l. Noi pe grupul dietetic am urmat această provocare și toată vara am băut acest ceai care nu e doar pentru celulită, este pentru curățarea limfei și merge bine, poate și placebo să îndepărtezi celulita. Dacă vrei să scapi de celulită, fă sport în viața ta de zi cu zi, introduce acest sport și s-ar putea să pierzi această celulită. Însă, cât timp ești sănătoasă, eu zic să nu te stresezi prea tare. Acum mă gândesc că, ba da, că și noi la rândul nostru am avut perioade în care ne-am stresat. Din cauza asta, tendem să faci mișcare fizică, să aduci un aport de masă musculară în locul țesutului adipos. Am un băiat, Chris, un băiat de 14 ani, foarte slab, înalt, mă întreabă ce să ia să se mai îngrașe. Atunci când vrem să ne îngrășăm, mărim doza de carbohidrat bun, da? Asta înseamnă mai multe porții de cereale integrale într-o zi. Dacă vrei să te îngrași, poți să mănânci niște ptoane, cum sună asta, da, dar sunt persoane care au nevoie. Eu îți recomand să mănânci și 2 felii de pâine integrale seara, să mănânci niște combinații de miere cu nucă, de exemplu, și să ai în vedere creșterea masei musculare și un aport de proteină eficient. Poate poate un shake din făină de cânepă, cu semințe de cânepă, cu niște fructe stoarse de sezon, ar putea să fie un boost, un plus în creșterea musculară și plus carbohidrații, plus mierea cu nucă împreună. Cum să mă motivez mental în ziua de apă? După ora 16, toate simțurile știu, Angela, așa era și la mine, după ora 16, toate simțurile și voința este la pământ și mă prăbușesc și mănânc. Nu reușesc să duc la bun sfârșit ziua de apă. Fii atent. Dacă s-a întâmplat de mai multe ori ca la ora 16 să clachezi, îndemnul meu este acesta.
următoarea zi în care îți propui să faci această zi de apă, ține-o până la ora 17, următoarea până la ora 18, următoarea până apune soarele la ora 19. Du-te cu o oră în plus în fiecare săptămână și ai să vezi cum încet, încet, mutând această oră, capeți încredere, capeți progres, vezi progresul, crește încrederea în tine și încet, încet o să reușești. Dacă eu am reușit, dacă atâția oameni au putut, dacă atâția oameni au putut 3 zile, 7 zile, cu siguranță poți. Ai încredere. Pas cu pas. Ceai anticeluită l-ai băut, Mădălina, și astăzi, da, nădăjduiesc că nu ții din vară ceaiul acela, mai bei doar din când în când, da? Ok, cu mare drag. Acestea sunt întrebările pe care le văd, mai fac un refresh la Facebook să văd dacă mai sunt niște întrebări. Nu vreau să vă țin mult peste ora 7-8 jumate. Uite, ne spune Maria că ea a ajuns până la ora 19, mutând ora tot cu o oră mai mult, da? Îndăjduiesc. Veniți pe grupul Dietetica împreună, cei care nu sunteți încă acolo, veniți să ne însoțim și să răspundem provocării 30 de zile fără lactoză. A fost drăguță o doamnă care astăzi ne-a spus într-o postare pe care a făcut-o Adi Timicer că ce vorbim noi despre lactate este vrăjeală. A fost un răspuns interesant, apreciem, dar apreciem și dacă vine cu mai multe argumente. Patrick Holfrood, alergie alimentare, prevenire, depistare, tratare, dragii mei, cei mai comuni alergeni 20, primul, laptele, indiferent de context, lapte este cel mai comun alergen alimentar. Punct. Închid și mă duc mai departe. Tiroida Hashimoto, da? Tiroida Hashimoto, proces inflamator, protocolul Walsh, dieta antiinflamatoare. Bineînțeles că este laptele puternic vizat aici. Are un capitol, lista completă a alimentelor pentru protocolul Walsh. O să ziceți, bun, dar noi nu avem probleme, noi nu avem boli autoimune, iar eu o să spun că suntem o generație cu inflamații realmente în corpul nostru. Ascultam un podcast pe Jim Quick și vorbea un neurolog expert în nutriția creierului despre inflamațiile la nivelul creierului, despre procesele inflamatoare, exact ca într-o viroză respiratorie la nivelul creierului nostru. Așa că ceea ce consumăm, respirăm, mediul în care trăim, ne facilitează aceste procese inflamatoare, nu trebuie să ajungem la aceste boli, e bine să fim atenți. Alimente interzise, toate alimentele care conțin gluten, toate produsele lactate, plus altele. O altă carte genială, Mediu Medical, vorbește foarte mult despre tot ce înseamnă Epstein-Barr, despre boli autoimune, mă uit pentru că sigur mi-am notat ceva, da. Am găsit și aici despre refacerea capacității normale a stomacului de a produce acid clorhidric, de a regla aceste disfuncții pe care nu le știm, avem prea mult sau prea puțin, în tratarea oricăror alte simptome gastrointestinale, în refacerea capacității stomacului de a produce acid clorhidric și în întărirea sistemului digestiv, beți suc proaspăt de țelină, de apio pe stomacul gol 500 de grame dimineața, 500 de mililitri dimineața. Știm că am ținut și eu această dietă, mi se părea că am o energie fantastică după sucul de apio. Nu-mi plăcea la gust deloc, dar asta este altă poveste. Virusul Epstein-Barr, sindromul bolii cronice, hipotiroidă, tiroidă Hashimoto, diabetul de tip 2, oboseala glandelor suprarenale, migrene, zona zostera, autism, depresie, sindrom post-traumatic, stresului post-traumatic, sindrom premenstrual și menopauză, sănătatea intestinului, boala Lyme, toate acestea, candida,
toate acestea sunt vizate în această carte, ce ar trebui să facem, care sunt alimentele pe care să le folosim, este, chiar dacă pe individ personal, pe Anthony Williams, nu-l pot asculta, este și cumva mentorul în partea de nutriție în bootcamp-urile pe care le organizează, nu sunt bootcamp-urile, dar așa îmi vine să-i spun pentru că mi-aduc aminte de Andy Secchi în întâlnirile pe care le organizează Tony Robbins. Anthony Williams este cel care vorbește despre nutriție. Ideea este că acest om în această carte vine și ne spune despre toate aceste afecțiuni, care sunt alimentele care trebuie și care trebuie să le luăm și care să le evităm, iar laptele de vacă este scos din start din orice schemă de tratament. Despre sindromul GAPS v-am spus, aici laptele este făcut praf. Studiul China, acestea sunt două cărți pe care vreau să ți le prezint. Când am citit Studiul China al lui Colin Campbell, am fost absolut fascinată. Este o carte controversată, dar pe mine m-a învățat foarte multe. Pentru oamenii care vor să învețe, este o carte tehnică extraordinară. Eu în continuare consider că este o carte foarte, foarte valoroasă. Fitoterapie și fitoprotecție alimentară este o carte scrisă de profesorul Mircea Goian și de doamna doctor Virginia Faur de la Favisan din Lugoș. Este o carte scrisă în 1996. Și informațiile pe care eu le-am găsit în Studiul China, Colin Campbell, sunt într-un fel sau altul și aici. Asta mi s-a părut absolut uimitor, cum noi în România aveam de mult aceste informații și le avem de mult. 1998, industria de intensivă de creștere a animalelor, nevoia noastră de a avea carne dimineața la prânz și seara, de a avea produse lactate dimineața, prânz și seara, de a avea chiar două proteine animale la o masă. Știți bine că atunci când avem un tip de proteină animală la o masă, ar fi bine să rămână una singură, adică dacă avem ouă, nu avem carne, nu avem brânză, dacă avem brânză, nu le avem pe celelalte și așa mai departe. Toate aceste cărți nădăjduiesc, plus altele pe care aș putea să le mai dau jos din bibliotecă, nădăjduiesc să fie cumva de încredere peste cuvântul pe care eu vi-l las legat de aceste produse lactate și de eficiența sau mai puțin eficiența lor în alimentația noastră, în starea de sănătate. Laptele e făcut praf, da, trebuie să studiez, da. Adriana, laptele este făcut praf pentru că laptele nu mai este un lapte natural pe care cineva m-a întrebat cum când eram copii serveam lapte, bunicii noștri ne dădeau lapte și eu îmi amintesc că laptele este un aliment extrem de perisabil și că se strică foarte repede și de fiecare dată îmi vin în minte felul în care bunica punea în tifon și făcea brânza aceea de vaci și felul în care punea laptele la prins, la covăsât și eu așa mi-aduc aminte că foloseam și serveam laptele. Mai îmi făcea bunica câte un lapte cu cacao și ăsta era super deliciu suprem, deliciul suprem din când în când. Însă eu așa mi-aduc aminte că consumam și mi-aduc aminte că vacile mergeau pe câmp și mi-aduc aminte că vacile aveau o conectare cu natura, ori văcuțele în sistemul industrial au conectare cu pesticide, au conectare cu antibiotice, au conectare cu hormoni și studiile sunt multe și în domeniul acesta cât de rău ne fac aceste informații. Dacă ar fi să mai răspund la vreo întrebare, dacă mă mai uit, mai fac un refresh, am văzut și mă bucur că suntem împreună, suntem 170 de oameni, 160-170 de oameni împreună, vă mulțumesc pentru timpul vostru în primul rând și nădăjduiesc ca fiecare întâlnire să fie o desfătare de simțuri prin ceaiul pe care îl bem împreună. Mai apoi să vă duceți în familiile voastre, să beți ceai împreună cu cei de-ai voștri, să fie o conectare cu familia mai departe și nădăjduiesc să fie și un imbold în cunoaștere, în propria voastră cunoaștere, să ne cunoaștem mai bine, să știm ce ne face bine, să vrem să mâncăm mai puțin, să vrem să fim slabi, sănătoși, buni,
așa cum era acel îndemn, nu să ne facem bine, să ne dorim, ci să ne facem mai buni. Eu vă aștept în fiecare dimineață, la ora 7, în live-urile de pe grupul Dietetica Împreună. Vă aștept acolo. Mergem înainte cu această provocare 30 days lactose free. Este postul Crăciunului. Mulți nu mâncăm carne, nu mâncăm brânză, nu mâncăm ouă. Sunt unii care sunt la început de drum și care poate acum nu mănâncă lactate. Mulțumesc, Paula, că ești aici, să știi că asta mai but un ceai dintr-unul pe care mi l-ai dăruit tu. Îți mulțumesc. Adriana, apropo de dăruit, cana este aici. Am ținut ceaiul cald cu capac și mi-am pus în cealaltă cană. Mulțumesc, Elena, pentru că ești prezentă pe grup și pentru că ai făcut postările vis-a-vis de lactate atât de frumos și tu și Adi și suntem atât de mulți acolo. De data aceasta v-am cerut ajutorul și așa simt cumva că au apărut meniuri, au apărut informații și trebuie să apară și controverse, că fără ele n-am crește, ne facem mai, ne întărim și nu deznădăjduim. Fiecare dintre noi, orice să-mi scoți din dietă, am auzit de foarte mult asta, dar nu produsele lactate. Eu nu pot fără brânzeturi. Ups, da? În urmă cu 5 ani am fost diagnosticată cu neoplasm, am citit studiul China și am renunțat la lactate. Doamne ajută, mă bucur că suntem sănătoși împreună. Cum se numesc ceaiurile pe care le-am recomandat? Ceaiurile pe care în seara asta le beau sunt Bring the Temple Home, Haritea. Dacă dați Haritea, este foarte fain. Mi-aș dori să nu-ți la lactate, nu este foarte greu. Nu găsesc nimic înlocuitor pentru ele. Doamne, dar sunt atât de multe alimente și care seamănă și la gust. Da, numai de Rocker's, dacă ne gândim, Rocker's face iaurt, face unt, face brânză, face tot ce vrei. O să-mi spuneți că sunt mai scumpe. Păi da, mâncă mai puțin. Mâncă mai puțin, dar bun. Rocker's sunt cei care produc, sunt oameni extraordinari care au această industrie deja de brânzeturi din caju. Dragii mei, să vă îmbrățișați pe cei apropiați. Ne vedem dimineața la 7, probabil că o să fiu șifonată și dimineața la 7 pentru că vreau să văd semifinalele de la turneul campioanelor, da, știu, am și eu pe ale mele, disciplină, dar eu nu mă mai întâlnesc cu tenis așa de bun, așa că cele mai bune 4 jucătoare de tenis de anul acesta se luptă în această seară de la 10 și de la 3 jumate, deci dimineața ne vedem la o cafea, cred că la ora 7 în live-ul de dimineață. Important este să fim sănătoși, important este să ne asumăm din când în când, să ieșim poate din ritm și să avem o altă cadență, ca după aceea să ne căutăm și să ne regăsim cadența cu bucurie. Lapte de cocos minunat la Kaufland, lapte de cocos bio, dragii mei, Rocker's, delicii cu brânzeturi, excelent, mulțumesc, Elena. De acum 20 de ani mi-am dat seama că laptele nu îmi face bine, dacă beau o cană de lapte mă deranjează la stomac imediat, dar așa și este. Trebuie să vă povestesc o întâmplare faină. Cred că erau 8 ani de când nu beam lapte, au fost și vreo 4 ani jumate în care n-am pus deloc nicio bucățică de carne în gură și vreau să vă spun că eram într-o tabără la Mănăstirea Oașa și dimineața la micul dejun la un moment dat ne-au dat lapte și era o cană cu lapte cu smântână din aceea galbenă deasupra, știți, cu smântână groasă și am zis, mi este poftă de acest lapte după 8 ani, băusem, da, cam așa. Dacă o să-l beau, cred că o să fiu balonat, o să-mi explodeze stomacul și vreau să vă spun că așa, m-am rugat la Dumnezeu să mă lase, să mă bucur de acel lapte smântânit și n-am avut niciun fel de reacție. A fost pur și simplu exact parcă ce am avut nevoie. Dar laptele acela cu grăsime aceea nu găsești în ziua de astăzi, pentru că laptele pasteurizat este altfel, este transformat, este altceva. Și dacă am avea laptele acela smântânit, ar trebui să fie doar din când în când. Dragii mei, sunt onorată, bucuroasă să fim împreună. Vă mulțumesc pentru că ne însoțim și pentru că ne căutăm să fim bine, să fim mai buni și o facem asta împreună, iar asta ne dă putere, cu siguranță ne crește, să creștem împreună. Să ne dorim, nu să ne facem bine, ci să devenim mai buni.
Și eu vă iubesc și eu te iubesc, Adriana, și eu vă iubesc și vă mulțumesc pentru că sunteți aici cu mine. Mergem înainte cu credință, să aveți un post cu folos și cu gânduri bune, că de acolo pleacă toate. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, o seară minunată!